pentru acest eveniment frumos alături de atunci. Sigur, pentru maghiară a fost oarecum plis și, într-adevăr, că au trecut sub administrația Poiei Românească, dar trebuie să înțelegem totuși că așa cum maghiarii s-au jucat foarte mult atunci când a fost eliberat de austrieci în 1848, așa s-au lucrat românii la 1918, de 330 zile. Dar despre Sidonia Rocan și jurnalul ei foarte frumos, pe zile de atunci, din perioada Marunii, o să citim dumneavoastră, eu vreau să fac acum un apel disperat la eliberarea de prejudecăți. Și aici vine rolul important al domnului Vorba Achila, că ne prezintă un Cluj adevărat cu viață. Și prejudecățile în ce constau? De exemplu, prejudecăți din partea maghiarilor. Clujul lui al nostru, să nu se bage nimeni peste istoria noastră, noi am stăpânit Clujul și nu. Și atunci, sigur că e o prejudecată extrem de dăunătoare. Pentru că, într-adevăr, partea maghiară a administrat frumos acest Cluj de-a lungul timpului și a fost două mulți, dar au fost și săraci, cercetați documentele de epocă. Am găsit, de exemplu, că mergeau strângătorii de dări de la 1600-1650 prin Cluj, arăta, nu l-am găsit acasă. Secuiul cu tare n-avea nici cămașă de el și nu putea să dea dare. Deci, din toate straturile de atunci ale societății, și atunci nu mai face prejudecăți că unul e așa și unul e celălalt. Trebuie să vedem Clujul exact așa cum. Și din partea românilor prejudecăți multe. Și atunci, singura noastră eliberare este să cercetăm documentele de epocă și ne întâlnim cu acel farmec adevărat al Clujului de mult. Și atunci, absolut, că legăturile dintre noi, maghiar, român, saș, vor fi mai puternice și pe baza adevărată. Românilor.